este pe tron. Iar biserica înalță un imb de adorare și de slavă la ceea ce a coborât din slăvile cerești, s-a dezbrăcat de slava pe care o avea la Tatăl și a venit în lumea noastră în un chip de muritor, s-a făcut rob, a luat forma unui miel, cel mai inofesiv mod prin care a vrut să transmită cel mai puternic semnal, semnalul păcii. El a revoluționat iubirea, și ne-a transmis mesajul dragostei sale. Dragostea, dacă n-ați înțeles, o priviți crucea. E dragostea care nu se șterge niciodată. E dragostea care ne-a îngenunchiat. E iubirea care ne-a salvat și e dragostea care ne motivează și într-o seară de 24 decembrie, anul 2023, să cântăm, să slăvim și să-L glorificăm pe El. Glorifica să fie numele Lui în veci. Dragii mei, am să încep într-un mod atipic încercând prin câteva cuvinte pe care le voi citi, să conștientizăm cât de binecuvântați suntem noi astăzi. Citesc dintr-o carte, Lacrimi și sânge, a unui profesor de la Slatina de Timiș, Atanasie Berzescu. Semnalul de colind de s-a dat. Noi toți din celulă 4 la număr cu expresia feței din copilărie, cu inima zvâgnit în piept, cu mâinile înfimte în zăbrele, cu ochii aprins cântăind în noapte, începeam colindul. O ce veste minunată! Gardienii băteau disperați cu pumnii, cu picioarele în amenințându-ne și ordonându-ne să încetăm. Populația din Aiut s-a adunat în jurul închisorii, ascultau imis colindul, ca la urmă să cânte și ei cu noi. Am trăit și am simțit adânc aceste momente sublime. În acele clipe puteau să se deschidă ușile toate, gardienii să ne ucidă, că nouă nu ne mai era frică de nimic. Eram în Dumnezeu și Dumnezeu era în noi. În noaptea aceea de Crăciun, cu ochii înfipți în stele, colindând, vedea Maieva chipul sfânt al mamei, cu obrazul și roi de lacrimi al tatălui albit și îmbătrânit de vreme, al soției cu fața brăzdată de durere, strângându-și la piept pruncul părăsit de mine la patru luni, al bunicilor albiți și ei de timp, al fraților și surorilor, al unchilor și verișorilor, prietenilor cinstiți la suflet. În aceste mărețe clipe, noi cei din spatele ușilor ferecate, prin colindul nostru din mărginire făceam saltul în nemărginire, în dumnezeire. Am simțit și trăit adânc aceste momente sublime puteau să ne ucidă, că noi nu ne mai era frică de nimic. Din nou, eram în Dumnezeu și Dumnezeu era în noi. Sunt cuvinte la unui tânăr de numai 28 de ani, care a preferat pentru credința lui în Dumnezeu și pentru poziția fermă apărând țara, să spun adevărul, fapt pentru care a trebuit să plătească an grei de temniță, omul acesta s-a născut la 4 martie 1921, iar în anul 1949 a fost condamnat prin sentință judecătorească la 10 ani de muncă silnică pentru, ziceau ei, infracțiunea de uneltire corta contra ordinii sociale. Nu asta știți? Că orice proiect îndreptat împotriva comunismului și a curentului ateu care se promova la vremea aceea, însemna de fapt un act de sfidare a sistemului din vremea respectivă. E omul acesta, tânărul acesta și-a abandonat pruncul de numai patru luni și a trebuit zece ani de zile să stea în spatele gratilor. Dumneata, în seara de ajun de Crăciun, ești aici. Poți să strâng soția în brațe, copilașii, poți sta într-o atmosferă de sărbătoare în care e cald, îi bine, îți colinde și o atmosferă angelică. Mare este Dumnezeul nostru și mulțumim pentru aceste vremuri de har. Acum vreau să citesc un cuvânt care a fost citit și de dimineață, iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa, spune Evanghelistul Matei în capitolul 1, versetul 18. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul lui, era un om nepricănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosife, Fiul lui David, nu te teme să i la tine pe Maria nevastă ta, că ce s-a zămizlit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu, îi vei pune numele Isus, adică Dumnezeu este salvarea, asta înseamnă Isus, vine de la Ieșua, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice Iată, Fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce a născut un fiu și el i-a pus numele Isus. Vă invit să vă reocupați locurile. Ce mare har să se nască Hristos în această familie. Mâine, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, intenționez să am un mesaj intitulat Paradoxuri în ziua de Crăciun. Și vom asista la șapte mari paradoxuri care pot fi identificate în toată narațiunea biblică ce se circumscrie subiectului Nașterii Mântuitorului Hristos. Însă, în seara aceasta, dragii mei, aș vrea să observăm din textul pe care l-am citit, ce mare Dumnezeu avem ca ales să se limiteze intrând în lumea noastră, timp, spațiu și materie, El care transcende universul acesta, El este, care nu poate fi înglobat nici în timp, nici în spațiu, nici materia noastră, pentru că El este infinit, veșnic și nelimitat. Și cu toate acestea a ales să ia chip de rob și să se facă asemenea oamenilor. E ceea ce numesc teologii chenoza. Chenoza înseamnă Dumnezeu s-a dezbrăcat de slava pe care o avea la Tatăl și a venit în lumea noastră. Ce mare har! Și mai mare harul e că cei mai mulți oameni s-ar fi așteptat să se nască într-un palat, într-o familie regală. Numai că știți ce paradox văd în textul ăsta? Dacă la Ierusalim a găsit păcat, la Nazaret a găsit puritatea unei fecioare, și a unui Iosif care s-au luptat să trăiască în curăție de inimă, fapt pentru care Dumnezeu a găsit cadrul necesar să poată să o facă pe Sfânta Fecioara Marie Cristoforă, adică purtătoare de Hristos. Și aș vrea să ridicăm două întrebări în această seară. Prima, și vreau să o tratez într-un mod că se poartă de telegrafic, este aceasta. Cum se poate naște Hristos și în viața mea? Sau puteți dumneavoastră să extindeți domeniul, familia mea, biserica în care slujesc? Iar a doua întrebare la care vreau să răspundem este ce se întâmplă când Isus se naște în familia ta sau în viața ta. Ca să se nască Isus Hristos în viața noastră așa cum s-a născut și în viața acestei familii a lui Iosif și a Mariei, observăm că au fost nevoie de patru elemente care au trebuit să se desfășoare. Mai întâi a fost nevoie de cuvântul revelat al lui Dumnezeu venit prin înger. I-a vorbit Dumnezeu prin cuvântul lui Iosif, nu te teme, Iosif e fiul lui David, să iei la tine pe Maria nevastă ta, că ce s-a zămizlit în ea este de la Duhul Sfânt. Iar apoi, dacă vom privi în Luca, în capitolul 1, vom observa cât de atent este evanghelistul Luca să descrie momentul când Îngerul lui Dumnezeu vine cu un cuvânt și spune așa. De data asta, Mariei, nu te teme, Maria, versetul 30, că ce ai căpătat în durare înaintea lui Dumnezeu, iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care îi vei pune numele Isus. Și auziți ce zice în versetul 34 Maria. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea celui preanal te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Mai înainte ca ea să-L conceapă pe Iisus Hristos, și dumneavoastră veți înțelege în dimensiunea spirituală ce spunea acum, a fost nevoie de un cuvânt rostit de la Dumnezeu. Fiindcă niciun om din lumea asta nu se poate naște din nou și nu poate să experimenteze binecuvântarea prezenței lui Iisus Hristos în viața lui decât dacă în prealabil a auzit cuvântul lui Dumnezeu. Roman, capitolul 10, cu versetul 17, spune Sfânta Carte Biblia, faptul că ia credința vine în urma auzirii cuvântului. Și cum vor crede dacă nu vor auzi? Și cum vor auzi dacă nu există predicator, vestitor care să vorbească despre Dumnezeu. Iar uitați-vă că, că până la urmă ca să se întâmple acest miracol al nașterii lui Iisus Hristos în familia Marie și a lui Iosif, Iosif a fost de voi în primul rând de un cuvânt de la Dumnezeu. Orunul pentru capitolul 3 cu versetul 21, Sfântul Apostol Petru spune foarte clar, voi ați fost născuți din nou, dintr-o sămânță care nu poate putrezi, adică din Cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea element necesar nașterii Domnului Iisus Hristos în viața ta este credința. Luca 1 cu 45. Zice Elisabeta în cântarea ei despre Maria ferice de aceea care a crezut pentru că lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. După ce vine cuvântul de la Dumnezeu în dreptul Mariei, vine ce? Credința. Iar după credința, al treilea, al treilea element, cadru curăția Mariei. Pentru că dacă vrei ca Iisus Hristos să vină în viața ta sau în familia ta, Domnul Iisus Hristos vine într-un cadru curat. Deci a ales să se nască în familia Mariei și a lui Iosif și astfel încât Maria să fie purtătoare de Hristos, pentru că Maria a fost fecioară. Pe de o parte, Maria a fost fecioară, este simbolul purității și al curăției, iar pe de altă parte, Iosif era un om neprihănit, spune Matei capitolul 1 toate aceste adevăruri converg către ideea faptului că dacă vrei Hristos să se nască în viața ta, Hristos se naște într-un climat de proclamare a cuvântului, Hristos se naște în viața ta într-un act de manifestare a credinței, apoi credința aduce cu ea însă și curăția, te lupți să trăiești după valorile lui Dumnezeu și al patrulea element care a contribuit la Nașterea Mântuitorului Hristos a fost contribuția Duhului Sfânt. Cum se va face lucrul acesta? Iată răspunsul. Duhul Sfânt se va cumărâi peste tine. Și vreau să vă spun că, din punct de vedere spiritual, tot la fel se întâmplă și un om, cu un om care mai ieri era în întuneric, aflat într-o stare morală decăzută, când se întâlnește cu Isus Hristos, mai întâi are parte de un cuvânt de la Dumnezeu cuvântul naște credință, credința te duce în punctul în care să-ți curățești viața, curățindu-ți viața, ajutat fiind de contribuția Duhului Sfânt în viața ta, te naști din nou și devii o făptură nouă în Hristos. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Și acum vreau să răspundem la a doua întrebare care va constitui substanța predicii mele și anume, ce se întâmplă când Isus se naște în viața ta? Și ne vom uita la viața acestei familii și să vedem ce s-a întâmplat când în familia aceasta s-a născut Hristos. Că Noi zicem nașterea lui Hristos vă fie de folos. Ne urăm sărbători fericite și sărbătorile rămân fericite, dar noi nefericiți. Însă vreau să vă spun în această seară faptul că atunci când Hristos se naște în viața ta și în familia ta, ceva trebuie să se întâmple. Și vreau să le luăm pe rând. Când Isus s-a născut în viața Mariei și a lui Iosif, primul lucru care s-a întâmplat a fost că el, Hristos, a devenit o prioritate pentru Maria și Iosif. Acum, pentru toți părinții, când s-a născut primul dumneavoastră copil, cum a fost? așa e că el copilul a devenit o prioritate? Bă, nici timp de nevastă nu prea mai aveai. Nici timp de soț nu aveai așa. Bă, chiar poate că îți reproșa nevastă la un moment dat. Bă, tu cam ai început să mă uiți. Tot cu copilul, tot cu copilul. De ce? Pentru că atunci când se naște un copil, și nu era orice copil, se spunea mai devreme, un fiu ni s-a dat, îl vor numi rege, minunat, sfednic, prinț al păcii. Iată, dragii mei, când apare un copil, viața se schimbă cu totul. El devine prioritate, centrul vieții de familiei. Așa că atunci când s-a născut Hristos în această familie, Maria și Iosif au făcut din Hristos o prioritate. Când Isus se naște în viața mea și când Hristos se naște în viața dumneata, vei face din Hristos o prioritate. Așa se face că ea se duce a opta zi să-L taie împrejur pe Domnul Isus Hristos. În Luca, în capitolul 2, se povestește despre faptul că pe vremea lui Virinus, al Siriei, guvernatorul, se duce să înscrie, pentru că era recensământul. Ce presupunea acest recensământ? Acest recensământ presupunea faptul că fiecare familie trebuia să se ducă după porunca Împăratului Roman, Augustus, de fapt numele lui era Octavianus în istorie, dar Cezar Augustus, cred că vom găsi în Biblie, în Luca, în capitolul 2, și s-a dat o lege prin care să se efectueze un recensământ. Toți oamenii de pretutindeni să se ducă să-și înscrie proprietățile. Asta era ideea. De ce? Să fie taxați. Și a zis acest împărat Augustus: de acum nu mai puteți trăi voi oricum. De aceea, orice bun patrimonial aveți, orice proprietate aveți, să fie impozitat. Și uimitor, când se naște Hristos în viața ta, tu nu devii un sfidător al legilor statului. Și tu asculți de legile statului. Bineînțeles, până la păcat. Și mă uit la Iosif, mă uit la Maria, că ascultă de legile statului, se supun și iată, dragii mei, că intră în graficul voii lui Dumnezeu. Fac un apel la toți aceia care au adus în societatea asta seculară tot felul de surogate, a ceea ce înseamnă bine, familie, valori, de așa manieră încât astăzi, când el vrea să vorbească cu ea, nu se mai căsătoresc. Și asta s-a inventat concubinajul. Și asta inv s-a inventat parteneriatul civil. Și multe alte lucruri, numai ca să nu mai existe responsabilitatea căsătoriei. Dar dacă vrei să te bucuri de privilegiile și oportunitățile a ceea ce presupune căsătoria, asumă și responsabilitatea contextului legitim al căsătoriei. Și îmi va spune ceva, da, frate, important să mă duc mai întâi să mă căsătoresc în fața oficiului de stare civile. Da, e foarte important. Că dacă nu se întâmplă asta, se numește curvie. Iar tu dacă mor ca om curvar, nu vei putea să moștenești împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să te bucăiești de păcatul ăsta. De aceea vreau să vă spun, dragii mei, că în Roman, în capitolul 13, spune că noi trebuie să ne supunem tuturor dregătoriilor. Fa pentru care vreau să vă spun în această zi că Iosif și Maria puteau să zică am născut pe Mesia, am născut pe Dumnezeu. Dar faptul că au avut onoarea și privilegiul de a naște pe Hristos în propria familie, nu i-a făcut să fie nici mândri, nici aroganți, nici sfidători, ci din potrivă să asculte de legile statului. Și asta însemna impozitare. Mă gândeam că atunci când s-a născut Mântuitorul Hristos, Iosif și Maria erau atât de săraci. Știți că legea spunea că fiecare familie trebuia să aducă cât un miel. Numai că ei n-au dus miel. Știe cineva ce a adus? Niște turturele. Știți ce înseamnă asta? Condiția rol materială foarte precară. Bine a fost, bun a fost cadou pe care l-au dus magii. Aurul, smirna și tămâia. A fost de bun folos pentru familia care se afla în codriții foarte vitrege. Și uitați-vă, dragii mei, apoi trebuie să plece de la Ierusalim, pleacă în Egipt. De ce pleacă în Egipt? Pentru că trebuie să protejeze pruncul. Când Hristos se naște într-o viață, Hristos devine o prioritate. Și eu vă întreb în această zi, voi cei și noi cei care celebrăm nașterea Mântuitorului Hristos, ce ziceți? S-a născut Hristos în inimile noastre. Hristos este Domn și Stăpân în familiile noastre. Păi dacă da, atunci el ar trebui să fie o prioritate. În tot ceea ce noi facem, când ne trezim de dimineață, dacă mai întâi de toate, noi ne închinăm și ne rugăm lui Dumnezeu, dacă avem timpul nostru devoțional cu Dumnezeu, dacă atunci când este slujba la biserică, noi ne dedicăm slujirii și întăririi sufletului nostru, asta înseamnă că El, Hristos, a devenit o prioritate. Dacă nu, sunt sătul și eu și dumneavoastră de lozinci. Noi vrem să vedem oameni în viața cărora Hristos s-a născut. Pentru că Hristosul care s-a născut poate și pleca. Să nu uitați că și Maria și Iosif la un moment dat l-au pierdut pe Isus. De ce? Zice, fără să-și dea seama. Fastul sărbătorii praznicului, impresionați de vocele de cor, de decorații, de una, de alta, pur și simplu l-au pierdut din vedere pe Hristos. Și noi putem să-L pierdem pe Hristosul care altădată s-a născut în viețile și în casele noastre din vari motive. Fa pentru care, ceea ce spun în această seară, este un apel la vegherea și circumspecția noastră spirituală de fiecare zi. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvinteze. În al doilea rând, când Hristos se naște într-o viață, într-o familie, se mai întâmplă ceva. Nu doar că Hristos devine prioritate, vei avea un preț de plătit. Vei avea un preț de plătit. Imaginați-vă contextul ciudat în care se naște Domnul Isus Hristos, însemna pe de o parte pentru Maria omorârea cu pietre. Și am înțeles că fratele Alexandru de dimineață, într-un mod minuțios, va vorbi despre riscul acesta foarte mare. Și uitați-vă că atunci când se naște Hristos în viața unui om, vei avea un preț cumplit de plătit. Câtă vreme erai cu irod, câtă vreme erai fără de Dumnezeu, câtă vreme n-aveai nicio treabă cu Hristos și valorile sale, nimeni nu avea nicio treabă cu tine. Te apreciau, te lăudau și spuneau, bă, tu ești un om chiar demn de apreciat. Când fumai, când te drogai, când înșerai, când făceai fapte de rușine, Părei că ești un om de treabă, dar brusc când Hristos se naște în viața ta, Maria începe să fie luată la ochi. Și vei avea un preț de plătit. Fapt pentru care, uitați-vă cât de sugestiv spune Simeon în cântarea sa, în Luca, în capitolul 2, versetul 35. Am să citesc eu, în Luca, în capitolul 2, versetul 35. Auziți ce îi spune Simeon, bătrânul Simeon, care primise de la Dumnezeu revelația că nu va pleca din lumea asta până nu va, veni cu ochi, nu va vedea cu ochii lui mântuirea lui Dumnezeu. Și când le ia în brațe pe pruncul Iisus și îl binecuvintează, auziți ce profeție inspirată de Duhul Sfânt împărtășește pentru Maria? Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie, ca să se descopere gândurile multor inimi, pentru că atunci când Hristos se naște într-o familie, ai un preț de plătit. Dintr-o dată zice, ți-ai pierdut mințile. Dintr-o dată zice, ceva se întâmplă cu tine. Dintr-o dată îi la ochi și zice, toți pruncii de bară de bărbătească să fie omorâți. Și a trebuit să fie Iosif și Maria niște fugari să plece de la Ierusalim la Egipt. Amintiți-vă, dragi creștini, dumneavoastră vă duceți aminte că după ce a căzut sute de ani în captivitate faraonică egipteană poporul Israel, Domnul Dumnezeu a gândit un plan de salvare pentru ei și prin liderul omului Dumnezeu Moise Aron, i-a izbăvit din mâna egiptenilor. Și știți când au trecut Marea Roșie și când carele de război ale faraonilor au fost înghițite și ei au avut parte de o mare pierdere și Dumnezeu le-a dat biruință. Deci, planul lui Dumnezeu din totdeauna pentru om a fost ca omul să plece din Egipt. Și nu vi se pare ciudat că cei care trebuia să plece din Egipt și să ajungă la Ierusalim, într-o zi, când se va naște Hristos în familia lor, trebuie să plece de la Ierusalim ca să se întoarcă în Egipt? Nu, haideți să citim Matei capitolul 2. După ce au plecat magii, versetul 13, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice Scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu că Cirod are să caute pruncul ca să-l omoare. De fapt, ceea ce îi deranjează pe oameni pe cei care nu au treabă cu Dumnezeu, pe secular, pe atei, pe agnostici, pe aceia care se asumă ca fiind creștini, dar sunt niște oameni care nu au nicio treabă cu creștinismul, îi deranjează, știți când? Când se naște Hristos în viața ta. Și pentru asta trebuie să fii pregătit să plătești un preț. Câți dintre noi suntem dispuși să plătim acest preț? Unii dintre dumneavoastră l-ați plătit. Păi uita când s-a întors la Dumnezeu, părinții l-au abandonat. Și a spus, bă, s-a întâmplat ceva cu tine. Și a spus, mamă, tată, pentru că nu mai curvez, nu mai mint, nu mai înșel, nu mai fumez, nu mă mai droghez, nu mai bag bani la aparate. Asta este o nebunie. Știți, mergeam la o, o înmormântare și după ce am slujit acolo, m-a oprit conducătorul bisericii spre uh, final și îmi spune, zice, hai să-ți povestesc ceva despre o meniune pe care a făcut-o Dumnezeu în satul nostru. Și eu zic, care? Și uite, aveam o femeie care era dependentă de alcool. Pur și simplu, în fiecare dimineață o vedeau pruncii căzută în șans din cauza alcoolului. Și într-o zi a venit la o seară de evangelizare, ca și seara asta. Și pur și simplu se predica Evanghelia și în momentul acela a fost atinsă de cuvântul lui Dumnezeu, prea multe nu știa ea despre Dumnezeu, dar a zis oameni buni, îl vreau și eu pe Hristos în inima mea. Eu l-am sărbat zeci de ani pe Hristos la Crăciun și la Paști, crezând că singura diferență între Paști și Crăciun e că atunci cu porc după aceea e cu, cu mielul. Și mi-am dat seama că eu nu l-am pe Hristos în inima mea. Îl vreau și eu. Frații s-au rugat pentru ei. Ea s-a predat lui Dumnezeu cu totul și din momentul acela Dumnezeu a eliberat-o de viciul acesta al alcoolului, fapt pentru care a doua zi când se trezește de dimineață, la ora 6, pregătește mâncare la prunci, face sandwich-uri, calcă haine și îi duce la școală. Se întâmplă asta o zi, două, nouă, o săptămână, trei, patru. Și au început vecinii să observe. Și put, ce cu bețiva satului? Și știi și au zis? A, nebunii bețiva, zice. Când a nebunii bețiva? Nu era nebună când se îmbăta și când făcea fapte de rușine. Dar când brusc se oprește din faptele rele, e o problemă cu ei. Întotdeauna cei ce deranjează pe oamenii animați de spiritul lui Rod, sunt oameni în viața cărora se naște Hristos. Și ascultați-mă, când se naște Hristos în viața ta, fi dispus să plătești un preț. Simeon în profeția cu privire la Maria, la ce credeți că a făcut referire mai cu seamă? Știți la ce? Exact la momentul în care Iisus Hristos va urca pe cruci. Nu mai mamă să nu fii. Să-ți vezi băiatul la 33 de ani urcând pe o cruce de lemn. Și tu să stai acolo la piciorul crucii și să plângi. Nu era tot unul. Sufletul ei va fi străpuns de o sabie. Dar ca să se nască Hristos, trebuie să plătești un preț. Și zice Biblia, cine nu lasă casă, masă, tată, frate, soții, soț pentru numele meu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă eu trăiam în păcat până mai ieri, dacă ei îmi spun, nu, rămâi cu păcatul și nu cu Hristos, tu trebuie să te desparți de păcat și să-L accesi pe Hristos în viața ta. Asta nu înseamnă că e o chemare la divorț. Dacă, de exemplu, într-o familie în care unul este credincios, iar altul e necredincios, Biblia pe care o predicăm spune să luptăm într-un mod cât se poate de radical împotriva divorțului. Tu, dacă te întorci la Dumnezeu cu adevărat, rămâi o lumină a lui Hristos ca prin purtarea ta să spui poți mântui bărbatul. Sau invers, soția. De aceea, dragii mei, Dumnezeu ne învață că va trebui să plătim un preț. Au fost oameni care au fost bătuți, dar n-au cedat. Cunosc în biserica noastră o sără care pentru faptul că s-a întors la Dumnezeu cu adevărat, pentru simplu motiv că ea venea în fiecare duminică la biserică, bărbatul o bătea săptămânal. Ce căuta la biserică? Dacă mergea la discotecă, nu era problemă. Dacă mergea în clinicile de avort, nu era problemă. Dar pentru faptul că venea la biserică și se ruga și postea și cerea mila lui Dumnezeu peste ea și casa ei, dintr-o dată a devenit o problemă. Când Hristos se naște în viața ta, ai de plătit un preț cumplit. Alții au plătit moarte de martiriu. Dar cu toate acestea, ei au mers înainte, indiferent de prețul pe care ar fi trebuit să-l plătească. Și eu vă întreb în seara asta, suntem gata să plătim prețul? Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Adică vă care de fapt e problema cu Virinus. Dumnezeu asta ați auzit de Iuda Galileanu, citează în fapte 5 cu 37, Rabinul Gamaliel. Și știți că nu demult s-a evit mișcarea lui Teuda și apoi zice după el s-a evit Iuda Galileeanul pe vremea înscrierii. La care înscriere credeți că face referire? Exact la înscrierea Marii și a lui Iosif. Și a tras mult noroc de partea lui, a pierit și el și toți cei ce l-urmaseră au fost risipiți. Ce s-a întâmplat cu el? Iuda acesta Galileanu, a fost fondatorul mișcării Macabeilor. Cred că ați auzit de asta. Ei și vreau să vă spun că omul ăsta a fost foarte revoltat împotriva sistemului roman. Și a zis, păi oamenii aceștia ne obligă să plătim taxe, impozite pentru tot și toate și noi să fim sclavi lor, să muncim pentru ei. Și au adunat așa oameni în jurul lui și au zis să milităm pentru același scop. Să fim degrevați de sarcina de a mai plăti taxe și impozite. Dar sigur că în fața sistemului roman, foarte bine pus la punct, n-au reușit să aibă sorți de izbândă, fapt pentru care, uitați-vă ce spune Biblia, au pierit și toți cei ce l-au urmat au fost risipiți. E, dragii mei, întotdeauna când Hristos se naște în viața unui om, e un preț de plătit. Povestea odată cineva faptul că ia fata, de 20 și puțin de ani, s-a întors la Dumnezeu. Părinții extrem de bogați, milionari în euro. Și i-au zis așa, tu ești fata noastră. Tu te-ai întors la Dumnezeu. Dar zice, noi aveam de gând să-ți lăsăm toată averea și toată moștenirea la noastră ție. Dar dacă tu vei mai rămâne credincioasă și îl vei sluji pe Dumnezeu, zice, noi o să, de, o să te dezmoștenim și nimic din averea noastră nu o să mai punem pe, pe numele tău. Și îl întreba pe pastorul ăsta: Îi înviați? Frate, pastor, ce să fac? Și pastor i-a zis: Biblia spune: Când Hristos vine în viața ta, întotdeauna ai un preț de plătit. Și a s-a dus și a zis, tată, mamă, eu nu vreau să mă dezmoșteniți. Voi sunteți părinții mei. Dacă până mai ieri vă respectam și doar atât, acum vă respect și vă iubesc. Și fac tot ce îmi stă în putință să vă aduc cinstea, pentru că așa mă învață pe mine Hristos. Dar dacă voi vreți să mă dezmoșteniți, pentru că eu rămân cu Hristos, vreau să vă spun, sunt gata să rămân cu Hristos și fără milioanele voastre de euro. Și a fost dezmoștenită și a pierdut milioane de euro. Ce preț plătesc unii oameni când Hristos se naște în viața lor. În al treilea rând, când Hristos a născut în această familie, nu doar că Hristos a devenit prioritatea lor, nu doar că au avut un preț de plătit, al treilea element pe care vreau să-l aduc în discuție, când Hristos se naște în viața ta, devii preocupat de semenii tăi. Devii preocupat de semenii tăi. Iată al treilea reper. Auziți, când Hristos a conceput în pântecele Mariei, și în această familie auzi și zice Biblia despre Iosif. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine. Când Hristos este în viața ta, devii preocupat de tăi. Pur și simplu, nu te obligă nimeni să faci treaba asta, dar Duhul Dumnezeu care intre în viața ta, Hristosul care domnește peste tine, te face să te simți responsabil de ceea care pierde în păcat, de aceea care traversează durerea, sărăcia. Și alți oameni ar putea să spună, dar oameni buni, dumneavoastră știți cum s-a civilizat lumea asta? Păi faptul că acum în țările uitate din lumea Africii, Uganda, Rubugurii și multe altele, unde nu exista un spital, unde nu exista o clinică, unde stăteau acolo și trăiau în condiții vitrege, prin, prin corturi, prin natură, și aveau niște condiții de igienă absolut pestilențiale. Vreau să vă spun, dragii mei, că acolo unde a pătrus Evanghelia și Hristos, s-au făcut spitale, s-au deschis școli și lumea a devenit civilizată. Pentru că vreau să vă spun ceva. Când Hristos se naște într-o familie sau într-o viață, dintr-o dată devii preocupat de seminii tăi. Dar ce, nu stă ție bine banii în buzunar? Ba da, dar eu vreau să strâng o coboară în cer. Și dintr-o dată te simți responsabil moral să îndizi mâna, să ajuți, să te implici, să empatizezi cu cei de lângă tine. De aceea, nimic nu se poate compara cu puterea creștinismului. Când Hristos intră în viața unui om, oamenii ăștia sunt în stare să plătească orice preț și să devină preocupați de seminilor. Haideți să vă citesc ceva. Citeam în zilele trecute povestea unui om pe nume Mircea Vulcănescu. Nu știu cât de grăitor sau sonor poate să fie numele ăsta pentru dumneavoastră. S-a născut la 3 martie 1904 la București, în familia unui inspector financiar. În anul 1946, adică la 42 de ani, a fost condamnat la 8 ani de temniță grea. Mircea Vulcănescu a ținut o serie de conferințe prin care el a promovat valorile creștine, a luptat împotriva ideologiei marxiste. Auziți, a fost încarcerat cu alți 12 deținuți din celula sa, în beciul secției 1, unde au fost dezbrăcați în pielea goală și lăsați în frig, neavând paturi sau scaune pe care să șadă. La un moment dat, la fric de minus 20 de grade, unul dintre colegii lui de temniță, a căzut de pe picioare, venindu-i se rău. Era clar că în următoarele zeci de minute putea muri. Și știți ce a făcut Mircea Vulcănescu? S-a pus saltea pentru el și a zis, pune-l pe el deasupra mea, cu corpul meu să-l încălzesc pe el și l-a adus la viață. Chiar cu riscul ca el să moară. Știți de ce? Pentru că atunci când Hristos se naște într-o viață, devii preocupat pentru semenii tăi. Și auzi și spune, ca să nu ce zice vreun teolog, Mircea Eliade. Ce zice Mircea Eliade despre Mircea Vulcănescu? Când au venit încercările, Mircea Vulcănescu le-a primit senin și încrezător, încrezător într-un anumit fel misterios. Se integrau vieții lui religioase. În câteva zile, zice, a pierdut tot. Avere, glorie, situație socială și academică, familie, libertate. Dar a rămas același. Nu s-a îndoit și nici n-a tăgăduit. A continuat să mărturisească cu aceeași senină fermitate credința și încrederea lui din în Dumnezeu. Alții care au fost mai aproape povestesc cu deamănuntul viața pe care a trăit-o Mircea Vulcănescu în temniță. Ce știm cu toții este că ne de ajuns să înțelegem cât de totală i-a fost victoria. Victoria împotriva călăilor, dar mai ales victoria împotriva morții. Știți care a fost ultimul cuvânt înainte ca el să moară? El a zis așa: Vă rog frumos să nu ne răzbunați. Vă rog frumos să nu ne răzbunați. Ce spirit trebuie să fie avut acești oameni? Când Hristos intră în viața unui om. Devii preocupat pentru cei de lângă tine, indiferent ce ar însemna aceasta. Vă aduceți aminte că v-am povestit eu în urmă cu câteva luni de zile faptul că, atunci când în 2011 în Japonia a fost acel cutremur în care edificii, monumente, catedrale, clădiri întregi au fost dărâmate cu totul, un jurnalist a surprins chiar o imagine în care un copil de șase ani. Căra pe frații, sunt cu șapte ani mai mare decât el în spate. Și l-a întrebat jurnalistul, ce faci? Ce, mă duc să-mi îngrop fratele. Dar nu-i prea greu pentru tine. Și zice, el nu-i prea greu că este fratele meu. Nu-i prea greu că este fratele meu. Când Hristos intră în viața unui om, devii preocupat ocupat pentru cei de lângă tine. Te doare pentru mama ta, te doare pentru tatăl tău, te doare pentru străinul și vecinul cu care nu ai nicio treabă. Într-o societate egolatră, individualistă, mercantilă, centrată doar pe sine, începi să cauți, să te implici în viața altora. Cauți oameni prin canale, cauți oameni nevoiași, te duci să prezici Evanghelia celor care n-au auzit despre Dumnezeu. Asta este ceea ce face puterea Evangheliei lui Hristos. Ce mare este Domnul nostru. Și eu vă întreb, mai e Hristos în viața noastră? Când Hristos este în viața noastră, nu trebuie să vină pastorul Timotei Floarea să vă predice. Implicați-vă, ajutați, preocupați-vă de semenii dumneavoastră, faceți ceva pentru clarul lui Dumnezeu. Dacă nu vi-o spune Duhul lui Dumnezeu care este în voi, niciun alt predicator, oricât de iscusit ar vorbi, nu vă poate motiva în veci. Și te rog să lași ceasul ca să fiu și eu prieten cu el, de data asta măcar. Și ultimul lucru pe care vreau să-l aduc în atenția dumneavoastră, când Hristos se naște în viața cuiva, ai parte de providența lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vei avea parte de purtarea lui Dumnezeu, de grijă, de revelațiile sale, de încunoștințările sale. Dumnezeu vorbește cu Iosif și îi spune, Iosife, uite ce trebuie să faci tu, trebuie să o iei pe nevasta, să nu te temi de tot ce se întâmplă, iată, soția ta, fecioară fiind, va rămâne însărcinată, vei naște un prunc, al cărui nume este Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă providența lui Dumnezeu. Când Hristos se naște într-o familie, întotdeauna vei avea parte de providența lui Dumnezeu. Dumnezeu se va ocupa într-un mod special de viața ta. Și îți va purta de grijă cum la mintea ta nu s-a suit. Și asta face că o femeie, o fată de fapt, adolescentă, la 16 ani, într-o zi, săturată de predicile și muzica creștină și ambientului spiritual în care au crescut o părinții, a zis, mamă, tată, eu vreau să vă arăt că mă pot descurca și fără Dumnezeu și fără voi. Și s-a dus și s-a destrăbărat. A dus o viață uh, extrem de reprobabilă, trăind în imoralitate. Iar la un moment dat a fost găsită de către un mare om de afaceri director undeva într-un șanț în coma alcoolică. A dus-o la spital a ajutat-o? Ce să-l motiveze pe omul ăla să se implice în viața acelei fete? Știți ce? Dragostea lui Dumnezeu. Și a ajutat-o, a sprijinit-o și a angajat-o la unul din birourile World Trade Center din America. Ia cu toate astea, măcar că ar fi putut atunci să moară în ajun de Crăciun, la minus 10-15 grade găsite sub poduri în coma alcoolică, a continuat să-L sfideze pe Dumnezeu, gândindu-se că prin propriile mâini poate să-și conducă viața. A trecut timp. Și la un moment dat, toți cei care vă aduceți aminte, în septembrie 2001, când două avioane au lovit turnurile gemene, clădirile s-au prăbușit, a lucrat, parmise, pe la etajul 43. A ajuns până la etajul 13 și acolo, Plăcile de beton au prins-o și sub balustradă a căzut acolo fiind prinsă de niște plăci de beton și a fost strivită, dar nu omorâtă. Când au venit oamenii legii în misiunea salvării de suflete, au găsit-o rănită, zdrobită, sub balustradă și sub plăcile de beton încă în viață. Bineînțeles că au dat măsuri de prim ajutor, au internat-o la spital, luni de zile a fost internată și după luni de zile de investigații, de intervenție medicală, de ajutor, de operații, ea și-a revenit. Și apoi, dându se seama că numai Dumnezeu a intervenit pentru că a avut un vis în care Dumnezeu i-a spus timpul vieții tale s-a sfârșit. Te-am așteptat prea mult să te întorci la mine și n-ai vrut. Și atunci se făcea în visul ei că a strigat spre Dumnezeu și a spus Doamne, mai dăm zile și promit că am să mă pocăiesc și să mă întorc la tine cu toată inima mea. Și Dumnezeu a zis așa în vis. Dacă te vei pocăi cu adevărat și mă vei sluji pe mine, eu, Domnul, te voi ridica de pe patul de suferință și îți voi mai da zile. Și a vis și a luat angajamentul, când s-a trezit din vis, tot ce a profețit Dumnezeu în providența lui, s-a ținut de cuvânt, ea s-a făcut bine, a promis că îl va sluji pe Dumnezeu, s-a întors acasă. Și păstorul acesta povestește cum Dumnezeu a schimbat viața unei fete despre care nimeni uh, nu credea că se mai poate face vreo schimbare în viața ei. Pentru că vreau să vă spun ceva. Când Dumnezeu are un plan cu un om, Dumnezeu îl ferește și de irod, și dacă trece prin cutremur, Dumnezeu este cel care ține în viață, și dacă Dumnezeu a hotărât să pleci din lumea asta, poți aluneca pe o coajă de banană, te lovești cu capul de ceva și s-a sfârșit viața ta. Că de ceva trebuie să moară omul. Dar uitați-vă, aici văd eu providența lui Dumnezeu în viața acestei tinere. Ar fi putut să moară strivită. Vă dați seama ce înseamnă ca turne gemene să cadă. Dar cu toate astea, ea sub plăcile de beton a fost găsită supraviețuind. Știți de ce? Că Dumnezeu o urmărea. Dumnezeu voia să-i mai da zile. Dumnezeu avea un plan pentru viața ei. Și uitați-vă, Dumnezeu o vreme îngăduie pe om. Dumnezeu îl așteaptă un timp, Dumnezeu trage semnale de alarmă. Dumnezeu îl cheamă, Dumnezeu îi spune, dumneavoastră credeți că dacă Iosif nu a ascultat de mesajul lui Dumnezeu, transmis prin înger, nu putea oricând să-și piardă el viața nevastă sa și chiar pruncul? Sigur că erau în risc în orice moment, dar pentru faptul că au ales să asculte de mesajul lui Dumnezeu, s-au bucurat de providența lui Dumnezeu, de purtarea de grija lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, Dumnezeul, care până astăzi ne-a păzit și ne-a ocrotit, nu e obligat în fiecare zi să ne facă bine. De aceea, dacă uneori alege să ne protejeze și să ne facă bine, înseamnă grația și harul lui. Dar niciunul dintre noi nu se poate târgui cu Dumnezeu să spună, Doamne, vreau să lucreze așa. Dumnezeu este suveran peste tot și toate. Și atunci când eu îl accept ca Domn și Mântuitor în viața mea, El se angajează să-mi garanteze providența Sa. Ce înseamnă asta? îmi va purta de grijă, în vederea binelui meu etern, cât voi trăi pe acest pământ. Glorifica să fie Domnul. Așa că a purtat de grijă Mariei, lui Iosif, prin toate legile aspre care surveneau împotriva lor, cu toate acestea ei au putut virui pentru că, de fapt, era o mână nevăzută, dar reală, care lucra în dreptul lor și au dus planul lui Dumnezeu la îndeplinire. Și eu și dumneata. În lumea aceasta ne-am născut cu un plan. Avem o misiune. Niciunul dintre noi nu s-a născut la întâmplare. Niciunul dintre noi nu s-a născut ca un accident genetic. Noi nu suntem lăsați la voia sorții. Pe mine și pe dumneata. Pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne-a adus în, lumea asta cu o misiune clară. Să ne ajute bunul Dumnezeu să ne, împlinim, să ne împlinim misiunea pentru care am fost meniți să fim. Dar, ca să ne putem duce misiunea până la capăt, avem nevoie ca acest Hristos să se nască și în viața noastră. Vorba părintelui Stelian Tofan de la Cluj. De o mie de ori, dacă s-ar mai naște Hristos, n-ar fi niciun folos pentru tine dacă nu se naște și în inima ta. De aceea, vrem ca în, adun, în ajun de sărbătoare să-i spunem lui Dumnezeu, naște-te și în inima noastră. Și când Hristos se naște în viața noastră, Hristos va deveni prioritatea noastră, vom fi în stare să plătim orice preț pentru a-L proclama pe El, mai apoi vom fi preocupați de semenii noștri și apoi vom beneficia de părtășia cu Dumnezeu care ne va aduce multă pace. Haideți să pregătim un cântec, un colind imediat acum. Era, era 24 decembrie 1914. Deja, de șase luni, începuse războiul mondial. Undeva în zona Belgiei, trupele germane se luptau cu englezii. Și dintr-o dată cineva a ieșit din tranșei și a spus, boame bun. e 24 decembrie. Să oprim gloanțele și să oprim războiul. De ce? Pentru că acasă am lăsat copiii, soții și cei dragi ne așteaptă. Toate gloanțele de război s-au oprit. Se numește, puteți căuta și pe internet, armistițiu de Crăciun. Pur și simplu a fost un fenomen în istoria lumii de până atunci și de atunci încolo. Au început să împartă între trei conserve. Împărțeau haine, se încălzeau, depănau amintiri și au început să cânte. Noel! Și apoi o noapte sfântă, binecuvântată, și cântau colinde și îl înălțau pe Dumnezeu. De ce? Pentru că era sărbătoarea pruncului venit în lume. Ba chiar mărturisește istoria că au încins acolo un meci de fotbal puternic. S-au jucat, nu s-au certat și a fost o armonie și o pace extraordinară. Sunt mărturii ale soldaților britanici sau germani care consemnează și spun că se întâmplase propriu-zis un miracol. Pur și simplu începeau să împartă între ei suveniruri, să vorbească, să depăneze amintiri, să-și vindece rănile unii altora. Dintr-o dată nu mai era război. Știți de ce? Pentru că cineva celebra vestea nașterii Mântuitorului Hristos. Vreau să spun în seara asta, omule bun, că atunci când Hristos se naște în viața ta, vei primi pacea pe care nu ai găsit-o în lumea asta. Nici banii, nici plăcerile de o clipă, nici pozițiile sociale, nici realizările profesionale de niciun soi nu-ți pot da pacea de care ai nevoie. Când Hristos se naște în viața ta, devii cu adevărat un om plin de pace, împlinit și cu bucuria lui Dumnezeu în inima ta. Pentru că Hristos a venit să aducă în lumea asta pace. Erai certat cu tine, erai certat cu Dumnezeu. Și certat cu Dumnezeu înseamnă și certat cu cei de lângă tine. Cu omul care nu e în pace cu sine și cu Dumnezeu, e în ceartă permanentă și cu ceilalți. Cum să interpretăm oamenii care se ceartă cu toți? Își certați cu ei și își certați cu Dumnezeu. Dar când Hristos se naște în viața unui om, primește pace cu sine, cu Dumnezeu și cu semenii, și că te numești Germania sau Anglia, vei căuta să transmiți un mesaj al păcii. Lumea asta are nevoie de pace. Israel are nevoie de pace. De îndată ce Hamas și Ezbola luptă, pierzând în război mii de vieți de copii inocenți, de îndată ce zeci de mii de ucrainieni. Sunt omorâți femei gravide, nevinovate, îmbrăcate în civil. Sunt spulberate de un glonte. Înseamnă că lumea asta l-a pierdut pe Dumnezeu. Și vrem ca Dumnezeu să aducă din nou pace. De aceea vă invit să vă ridicați pe picioare.